Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou Rigăsiu Stop! Astăzi vom vorbi de o nouă restricție, de care mulți nu știu. Interacțiune artificială manipulată. La această restricție, în general, se închide accesul la clasament, dar, luată repetitiv, aduce și la suspendarea contului de la 24 până la 3 zile. Ce înseamnă mai exact? Schimbul și încurajarea, cererea de urmărire pentru urmărire, apreciere pentru apreciere, încercarea de a atinge ecranul pentru a atrage aprecieri și vizualizatori, afișarea pe ecran și cererea de cadouri fără a vă afla într-un meci, de cele mai multe ori duce la această restricție. Un ecran cu o poză care afișează un mesaj pentru cadouri, pentru like, pentru urmărire, la fel poate duce la această restricție. Aceste reguli sunt exclusive pentru unele țări. De exemplu, Germania nu are această regulă, așa că nu confundați alte transmisiuni cu cele din România. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și, bineînțeles, aveți grijă de conturile voastre. Ne revedem în curând cu și mai multe videoclipuri. Pa, pa!